Copiii de la grădinița din Dumbrăvița au jucat fotbal pentru comunitate. După proba îmbrăcatului, cei mici au făcut încălzire. A urmat un mic antrenament pentru mobilitate și îndemânare, cu gărdulețe, jaloane și copete. După fiecare probă, micuții întrebau nerăbdător când vor putea începe jocul de fotbal. Fotbal pentru comunitate este un concept inițiat de Primăria Dumbrăvița în parteneriat cu Federația Română de Fotbal. Se dorește familiarizarea copiilor cu sportul pentru mișcare, socializare și dezvoltare personală. Această acțiune ne-a venit o idee, mai ales că am avut solicitări de, când va fi școala altfel, din cadrul școlii și a grădiniței, să vină copiii și să vizioneze și să și participe, să joace puțin fotbal aici în balon și alte activități. Și atunci ne-am gândit cu antrenorii noștri de la junior să începem deja acțiunea asta, să vină să se familiarizeze cu vestiarul, cu balonul respectiv și să facă câteva jocuri distractive pentru ei. Promovăm sportul, fotbalul în Dumbrăvița. Da, într-adevăr este... Această acțiune este posibil și cu parteneriatul făcut cu Federația Română de Fotbal, cel pe care l-am încheiat cu Federația, cu ajutorul domnului primar al meu și cu Federația Română pentru a ajuta copiii din Dumbrăvița, nu numai pentru fotbal, dar în special pentru... a scoate copiii de la calculator și a trăi și a se distra cât mai sănătos. Da, pentru mișcare. Și titlul proiectului este Fotbal pentru comunitate. Prin cadrul contractului pe care l-am încheiat este până la ora 18, cum se știe, pentru comunitatea noastră, cei de la grădiniță, școală, din copiii din sat și de la ora 18, cum se știe, este pentru a închiria și a susține acest proiect. Cum ți se pare acțiunea de astăzi? Foarte interesantă, copiii au fost foarte entuziasmați când au auzit că vom veni să facem un parteneriat cu ACS Dumbrăvița, clubul sportiv. Am venit un pic să ne relaxăm, să ieșim din... planificarea de zi cu zi, să ne mișcăm, să facem puțină mișcare pentru sănătate, energie. Cum s-au descurcat copiii? Deocamdată foarte bine, le place, sunt entuziasmați că au venit. Sper să și colaboreze unii dintre ei, cel puțin băieții, cu acest club și vom vedea pe mai departe cum vor decurge lucrurile. Copiii sunt îndrumați de către antrenorii juniorilor ACS Dumbrăvița. Micuții au acces la balon în fiecare zi până la ora 18.